Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Dying Light. Hai să ne continuăm aventura noastră în... Oh, shit, da. Și ne-am întâmpinat pe mine în tunelul ăsta. Stai așa, măcar să am... Oh, shit. Stai, mă, ușor, mă. Bă, dar nu o să poate așa ceva. Stai așa, că ne revenim. Facem tactica, să fiți atenți, ăsta orca. Ia uite-l. Bă, să-l dăm pe jos, să-i spargem capul. Aștept și eu să mi se ducă vederea asta blurată. Stai să mă repar și eu asta. Nu? A, am crezut că are un de-ala. Dacă aș putea să repar asta așa... Oh. Și mai mișto. Stai, mă, liniștit. Nu mai fă tu urât cu mine pe aici. Lockpicking-ul ăsta sper să merite. Oh, Slaughterhouse Cleaver. Pe ce pot să pun eu un ceva bun aici? Un cleaver. Și ăsta Bleeding și Smolik, dar nu mă interesează. Da, ok. Deci stai, get the fuck out ăsta ce puneam? Impact. Aia n-o să... N-o să-mi fie cel mai util lucru, dar... Ne ocupăm și de impact. Military Throwing Knife? Mai citi, frate. Îmi plac throwing knife-urile. Asta. Ce Dumnezeu are mă ăsta spasme. Follow the marked path. Dar a, uite o ușă acolo sus. Dacă n-aveam, nu știam de ce să mă shit. Mori odată. Că iau și-o ca ala cu lasă-ne. Opa. Dacă... Oh, shit. Ne târâm așa. Fiți atenți aici. Ia uite. Parcureanu. Eh, cutia aia nici mă mai chinui să o iau. Facem parcul. Deci țeava asta e pusă special aici. În primul rând de cei care au făcut jocul ca să... de developeri, ca să... să văd locurile speciale, gen, ca să ne cățărăm noi pe ele. Ok. Dar mă enervează cum pune câte un bomber de ăsta la close quarters. Cel mai de căcat lucru. Opa! M-a vândut lor, hai sau ce zice ăsta? What did you do? Ce ai făcut? What can I say? The world is an unforgiving place. Ne-a vândut lui Rice, dar mă gândeam eu că e prea frumos să fie adevărat. Deci Rice ar putea să mă aștepte. Măcar mi-a dat Karim alea înapoi, adică... O, opa. No. Ah, mama. Shit. Nici nu cred că pot să-mi pun health în apă.
Eu sunt un pic să-mi iau niște aer. Ah, survive the ambush. Ok. Ia să vedem noi. Ce zic băieți ăștia? Ok. Hai mă, ieși. Wow, ușurel mă băieți. Periculoși mai sunteți voi. Da, și că nu-l văd pe băiat. Bă, da, tu n-ai muri. Ok. Trag în lumină. Ok, uite-l pe ăsta aici. Ce faci, mă? Mai am niște munite dacă tot mă bag cu băieții ăștia răi. Opa. Luăm muniție, că asta îmi trebuie. Ok, facem niște medkit-uri, că nu se mai poate așa. Măcar încă vreo două. Nu, stau să-mi iau cele mai multe medkit-uri, dar... Am automatic rifle. Ce faceți, mă? Mai am 16.000. Mă, ce-mi plac mie băieții ăștia, că sunt insistenți, mă, oamenilor ăștia, adică n-ai treabă cu ei. Ei tot insistă, dar... Nu obțin nimic. Pe aici pe jos bănuiesc că... Da, nu avem pe unde. Stai așa că trebuie să fie altă ușă. Goz? Mișto. Căutăm și în lădița asta. Ce alcool și cafea. Bine, pe de-o parte poate a fost o idee bună că am vândut pistolul ăla, că nu prea mai îmi trebuia, dar era bun acolo că aveam și muniție. Uite, dacă mă uit în inventar. Pistole am pe aici? Da. Mi-arată niște săgeți ceva pe aici. Bine, ele mi-arată, dar nu știu cât de ok sunt. Ok, am ajuns undeva. We're getting somewhere, măcar. Ceva chesturi noi. Electronics. Sunt bune electronicele, mai craftez ceva cu ele. Plastic și cafea. Nu știu... Dar cred că ne apropiem. Oricum oamenii lui Rai sunt proști, adică... Nu se pune cu mine. Uite, mai luptăm pe aici, nu știu cine lasă astea. Și de ce nu le-ar lua cineva, adică... Le vinzi dacă nu le folosești ceva PC. Nu știu ce storage aici, dar în fine. Opa. Opa. Altă ambuscadă de la proștii lui Rice. Au armură ăștia pe aici sau ce au? Ce vrei, mă? Can you copy? Crane here. Tell everyone to stay away from the saviors. Da, să nu vă mai ziceți la saviors. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector 0. Să contactez pe Troy. Got it. Will do.
Keep your fingers crossed for me. Muniția e full. PC-uri pe aici. Oh, gunoaie. Mișto. Lockpicks. Încă mai merge laptop. Ce? Ceva știri. Acum, dacă tot trebuie undeva mai sus. Păi și cum ajung eu mai sus? Deci pe aici mă urc, ok. What? Unde am ajuns, doamne? Au. Bă, nici chiar așa de sus, adică cu pe bune. A, uite-mă niște scări aici, mă. E marcată zona aia cu o frânghie acolo cu ceva. Leave the building. Am ajuns, mă, în sectorul 0? Saviors my ass. Lucrează cu răi ăia. Și they ambushed me and I barely got past them. De-aia, când au auzit că că i-am tăiat mâna lui Rice, s-au vrut să ne lase. Oho, sector zi... Mamă, ce clădiri mari! Mișto! E mult mai mișto decât în slums. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. All right. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help Troy you? Aici. I'm in your neck of the woods now and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the zero? Da, în sector. O pereche de turnuri, unul mai înalt decât celălalt. Cu schelă. Loft. Oh, deci acolo. Bă, dar voi vedeți ce frumos e jocul ăsta. Dr. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Dr. Camden. In sector 0 is Jade with you? Ajuns Jade la tine? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to barricade myself inside because of Rice and his thugs. S-a baricadat din cauza lui Rice. Okay. Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? Not yet, doctor. O să vin și la Camden. Recover Zero's research. Okay, I'll sit tight then. Not like there's anywhere for me to go. Be careful out there, Crane. Trebuie să ajung și pe la Zere. Oh. Military throwing knife. Bă, dar e frumos, mă, sector 0. Asta era oraș. Un oraș mișto. Opa. Butic. Deci am un safe zone aici. Și aici safe zone-uri. Opa. Deci saviors aia erau practic niște mizerii. Ceva. Aia nu mai stau. Mă arunc și pe mașini. Căci că-ți ușurează impactul, bă, dar e super mișto aici, în sectorul ăsta, wow. Cât de fain arată jocul. Și melodia asta din... spatele jocului. Safe zone. Că ăsta ar fi nivelul bun, înseamnă că am luat eu pe partea greșită. Uite-mă pe aici.
pe aici. Hey, you're Crane, right? Yeah. Challenge. Ce challenge e asta? Underwater light. Troy's waiting for you in the loft. Mă așteaptă Troy. Crane. It's a pleasure, mate. Savvy. Need anything technical? I'm your man. Almost ready to break through the technique. Say hello to Troy. Hey, I'm Kyle Crane. It's good to finally put a face with the voice. Să ne cunoaștem în persoană. You're looking for Jade Aldemir, aren't you? O caut pe Jade, nu-i așa? Da. You know where she is? Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade, hey, it's Crane. Now, I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rise's thugs, so just let me come and help you. Da, nu pot să ajung la Camden. Stay away from me. I hear your voice. Îți auzi vocea și tot ce pot să văd pe fratele meu, pe Rahim. M-a angajat GRU. Oh, trebuia să găsesc, să-l găsesc fișierul ăla de la fără Rise. Și acum am aflat că ăia vreau fișierul ăla numai ca să fac o armă din el, nu să găsească un leac. Și că nu le păsa de oameni. Bine, asta ne-am dat seama de când ne-a pus să-i o dăm pe Jade, dar mă rog. O să bombardeze orașul, dar o să aștept. Vor research-ul ăla. Cercetare. Jade. Jade. Damn it. Ha. Crane. S-a supărat Jade. The last time I spoke to her, she was at the university. La universitate. It's due east from here. If what you just said is even a little bit true, you will have to find her. Trebuie să o găsesc, bă, Jade. Trade, ah, trade, ok. Hellfire. Adds bleeding. Uite, vindem și noi chestiile astea. Sigur, bolter tissue nu vând. Mă duc la ceva universitate. Savi, aici mai am și challenge-uri. Am fast travel. Slums, Brecken's Tower. Ok. Mișto. Dacă am și fast travel. Nu știu ce e acolo. Airdrop? Parcă nu se mai dădeau. Ok. Prietenii mei. Mamă, prăpădești la gloanțe cu ăștia. Oh, 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 ușor. Mamă, câte gloanțe am prăpătit aici cu prietenii mei. Copy. What is it, Troy? Troy știe cum să contactăm lumea de afară. Fac niște mutații ăștia. Infectații. Hai, mă. Perfect. Lockpick. Stai așa că mă ocup și de asta imediat. Da, aud. L-au mușcat pe Daud.
Într-o clădire de apartamente. Lost in space. Bănuiesc că dacă mi-apare aici nu o să... Bă, cred că... Ia stai. Airdrop-urile astea scrie Rice. Adică ăsta s-ar putea să trimite airdrop-uri aici pentru oamenii lui? Stolen valuables. Mai au niște rifle-uri de-astea, că și așa nu mai au ăștia ce face cu ele. Oh, perfect. Da, nu știu ce să zic de Daud, o să fac și aia. Știam că nu o să fie sigur, dar dacă el n-a vrut să asculte. Da, deci la airdrop aici poți să deja nu cred că mai... Stai așa, pe mapă n-am niciun quartermaster. Mamă, dar e plin orașul ăsta de zombie. Deci aici și mai multe chestii de care trebuie să am grijă. Am spent skill points. Mă ocup și de skill points. Tackle. Backslash. Nah. Volt stun. Brutal grapple, o să-mi iau light drop-ul. Ok. Cum ajungi în universitate e problema. Probabil că așa. Stai să-l întrebăm pe ăsta. Hey buddy, have you seen a woman named Jade? Ai văzut-o pe Jade? She's got long dark hair, she's tough as nails. Yeah, she was talking to, what's his name over there? Thanks. A vorbit cu cineva aici. Jade? Jade, are you here? Dacă n-ai mai urla așa. Who are you? What do you want? Hai să discutăm. Hey, can you help me? I'm looking for a young woman, dark hair, petite, takes no shit from anyone. Her name's Jade Aldemir. Yes, she was here. You didn't miss her too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it! Did she say where she was going? A spus unde se ducea? No. Deci crei, nu? Right? She left this for you. It's a mirror. A mirror. Why would she have left me this? Well. I can't say for certain. Not again. But she did ask me to tell you. Not again. Bă. Don't know what that's supposed to mean. S-a supărat când zis că eram de la GRI. Poate ăsta era de la GRI. A, ăștia au misiuni pentru mamă, câte misiuni și pe aici. Asta n-ar nimic să-mi dea, eu n-am nimic. Oh, American 9mm pistol. Aș putea să-l cumpăr. Că am bani. No free slot. Ah, păi stai mă așa că am prea multe rifle-uri. Și dau pe ăsta de... calitate bună. Da, ce să zic. Deliver the drop to the quartermaster. E vreun quartermaster aici? Crane. Bă, e Spike. What the fuck? Spike? Holy shit, how'd you get here? Wasn't easy. Anyway, Brecken sends his best. Ne-a trimis pe cei mai buni. Now on, you can always find me here. Okay? Aici? Everything I have for you in the slums? Da. I'll be here too, so feel free to use it. Yeah. Thanks, Spike. Mișto, no Spike. Problem, see you next time. Hai să-i dau drop-ul. Tipped cleaver, nu cred. L-am luat și pe ăla. Deși nu cred că...
Trebuie să plec de aici în universitate. Jade, this is Crane. Do you copy? Jade, can you hear me? Troy, this is Crane. Do you copy? Oh. Bă, da. Savvy broke through the jamming and I think you better get back here. Savvy broke through the jamming, deci putem să contactăm lumea de afară? Just get back here, all right? I'm serious. Ok. View the transmission, Troy captured. A, prins o transmisiune din lumea de oameni normali, gen care nu sunt infectați. Mai sunt și frame drop-uri ocazionale aici, că e foarte mare lumea. Trade? A, mai nimic ce mi-ar trebui. Ce e mă ăsta? Stai, să nu-i las luăm ăsta aici, zombie. A, și așa cazi, da, mișto. Uitați. Bă, dacă s-a aici, eu le lut $6, pe bune, mă? Ce mă faci cu $6? Au. Mă, alea cred că sunt jeturi de alea. Aha, sunt jeturi care survolează orașul și cred că aruncă cu bomba. Îmi place că sunt chestiile astea între clădiri cu lumini, deci fără asta era mult mai greu. Totuși mișto că... că am ajuns în orașul ăsta foarte, foarte fain. Mai sus. Ia să vedem. Ceva de necrezut. An internal global relief effort document surfaced today that if verified implicates the GRE in a criminal conspirație criminală, conspirație criminală. The GRE vrea să facă o armă din virus, da, ne-a zis Rice. Să o vândă la cel care dă cel mai mult. Da. Ultimul supraviețuitor din carantină, din carantină. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive, but as the president said in a speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine. Și că trupele militare au căutat supraviețuitor, dar nu mai e nimeni. Răjeală. Once his decontamination process is finished, aha, o să ne bombardeze ăștia. Ministry did this. Ministerul. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane, before you go charging out of here, we already had an idea of how to send a message. Să trimitem un mesaj? We were going to plant explosives. Să plantăm niște explozibil. Set off fires in a pattern. Something the zombies. Să facem ceva ce n-ar putea să facă zombie într-un. We got a runner, Michael, over the right building. Să facem un model. Too many biters. Michael. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this. S-a dus acolo. We've got to do something right fucking. Deci trebuie să facem ceva. Me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way. And while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Da, deci trebuie să ajut pe Michael. Să trimitem un semnal lumii de afară, practic. You have my word. One more thing. Yeah. Rice brought some of his shock squads to Old Town. They've only been here for a few weeks. Au venit niște echipe de ale lui Rice aici. They're launching raids and terrorizing civilians at every opportunity. It seems Rice officially ordered them to be as brutal as possible. Yeah, he likes people to know he's in town. They're well fortified. In addition to their headquarters, they're using two staging grounds to gather supplies. I'm told they've amassed quite a haul. I could use some supplies. Au supply-uri acolo, provizii. Where are the outposts? One's in an office building.
and the other is in the radio station. Maybe I'll pay him a visit. O să vedem dacă îi vizităm radio station, dar nu mă duc acum, dar este așa, am pe undeva un player stash. Meet Michael in the series. Oricum, avem story-ul la 53%. Sper că v-a plăcut episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!